Pe vreme nefavorabilă, una dintre obligațiile șoferilor este să-și păstreze curate plăcuțele de înmatriculare. Cei care nu au în vedere acest lucru riscă amenzi drastice. Ieșirea în trafic cu numerele murdare constituie o contravenție și se sancționează pe măsură. Noul cod rutier din 2021 ne spune că, deși punctul de pensie a fost înghețat, vom scoate în continuare bani din buzunar dacă nu suntem atenți să ne păstrăm numerele de la mașină vizibile. Șoferii din țară riscă să fie amendați dacă nu au mașina spălată în unele puncte cheie. Polițiștii aflați în această perioadă pe șosele pot da amenzi de peste 400 de lei celor care nu respectă legislația și circulă pe drumurile publice cu autoturismul necurățat. Mehedințenii sunt de acord cu această regulă și spun că toți conducătorii ar trebui să cunoască acest lucru încă de la școala de șoferi. Așa trebuie. Trebuie curățate, da. M-am învățat la școala de șoferi. Cine a învățat, cine n-a învățat, pleacă cu ele murdare. Ați de acord? De acord? Da. Da, sunt mai ales tineretul din ziua de astăzi. Le lasă așa ca să nu-i prindă cu radarul, cu tare, câte, nu? Sunt de acord. Să se respecte. La noi nu-i disciplină, domnișoară. N-ați văzut ce prin Franța, prin Germania, bat la ei de le sar capacele. Să fie ordonat, să aruncă chiștocul aici. Nu-i posibil așa ceva. Legea precizează clar, conducerea unei mașini ale cărei numere de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare, ori acoperite cu gheață sau zăpadă, acestea împiedică identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare, se sancționează cu amendă prevăzută în clasa 1 de sancțiuni de la 2 la 3 puncte amendă, respectiv de la 290 de lei la 435 de lei. Totodată, șoferii trebuie să aibă grijă ca roțile automobilului să nu fie pline de noroi, în caz contrar pot atrage amenzi cuprinse între 540 și 1200 de lei.